Haladmiei din municipiul Suceava și-a deschis porțile pentru clienți. Doi producători locali vindeau miercuri carne de miel cu 50 de lei kilogramul. Prețul a rămas neschimbat față de anul trecut, dar este dublu în comparație cu prețul practicat în 2015. De unde sunteți, doamnă? Suntem de la Burdujeni. Aveți miei aici, în Suceava? Tata socru și cu soțul meu. Avem 500 de voi în spate la piața Angro. Și avem și mei, toate categoriile. Cu cât vindeți kilogramul anul acesta? Anul acesta e 50 de lei kilogramul. Aveți clienți? Da, am avut. Și clienți. Ce vă spun oamenii când ajung la cumpărături? Despre preț, despre calitatea mărfii? Da, spun că e foarte scump. Așa spune. Calitatea e bună, ar mânca, dar nu sunt bani. Asta spun majoritatea. Dar cine are de luat, nici nu se uită la preț. Ia melul și pleacă, știți? Ce condiții trebuie să îndeplinească producătorii care vin aici în hală ca să vândă carne de miel? La fel ca în fiecare an, condițiile au rămas neschimbate de ceva timp. În primul rând, trebuie să aibă un atestat de producător, însoțit de un carnet de comercializare, pentru că, așa cum vedeți, prețurile sunt afișate la modul mercurial, deci prețuri mercuriale, asta înseamnă că astăzi poate să fie un preț, mâine poate să fie alt preț în funcție de cerere și ofertă. Pe lângă acestea, comercianții de miei, de carcasă de miel, trebuie să aibă un carnet de sănătate al animalelor vizat la zi, o adeverință medicală sau un carnet de sănătate al lor propriu, că sunt sănătoși și pot vinde alimente în cadrul pieței, și o autorizație sanitar-veterinară. Sunt destul de multe, legislația e destul de stufoasă, dar pentru a vinde în condiții optime și de siguranță, acestea sunt necesare. Dacă prețul cărnii de miel a rămas neschimbat față de anul trecut, prețul cașului a mai crescut față de săptămâna trecută. Cu cât dați cașul? Da, este perioada, în perioada Paștelui mai scump un pic. Dar după aceea scade iară prețurile. Așa, ca fișcare de Paști, toată lumea scumpește. Cât? Cașul cu 40. S-a dat cu 35, s-a dat cu 40. Cu cât vindeți cașul? Cu 35. L-ați scumpit față de perioada anterioară? Nu, așa au rămas. Cum a fost, așa au rămas. Veți păstra prețul? Da. Da. Până la sfârșitul săptămânii? Până, dar mai vin vineri, atâta mai vin eu. 40. L-ați scumpit față de perioada de dinaintea Paștelui? Nu foarte mult, nu foarte mult, că nu sunt bani. Se vede, se simte așa o criză financiară. Cu cât l-ați scumpit? 5 lei. Era 35 și 40. Bun, foarte bun. Da, numai că e foarte scump. Cât e kilogramul? 40. La ce vă raportați când spuneți că este foarte scump? La pensia dumneavoastră, la prețurile de anul trecut? La prețurile de anul trecut și la pensiile noastre. Cu toate acestea, văd că ați cumpărat totuși o jumătate de kilogram. O bucățică am cumpărat de poftă, așa, dar nu cumpărăm prea mult. Tarabele din piața mare a municipiului Suceava sunt pline cu legume proaspete. Pe lângă ridichi, ceapă și usturoi verde, comercianții vând și roșii românești aduse din sudul țării. Tarabele din piața mare a municipiului Suceava sunt pline cu tot felul de bunătăți. Producătorii și comercianții spun că au păstrat prețurile pe care le-au avut înainte de mini-vacanța de 1 mai. Așadar, aici avem roșii care se vând cu 15 lei kilogramul. Un alt soi și o altă țară, roșii produse în România, 20 de lei kilogramul. Castraveții se vând cu 15 lei kilogramul. Varza, 5 lei kilogramul. Aici avem usturoi proaspăt, usturoi verde, 2 lei legătura. Ceapa se vinde cu 2 lei legătura, ridichile se vând cu 2 lei legătura și salata verde cu 3 lei. Mai departe avem spanacul care se vinde cu 1 leu legătura și, desigur, verdeața și aici ne referim la mărar, la pătrunjel, la lobodă și la leuștean care se vând cu 1 leu legătura. Lactate și produse din carne puteți găsi și în târgul produs în Bucovina, organizat pe esplanada Casei de Cultură a municipiului Suceava.